se împlinesc 105 ani de la nașterea marelui poet și am zis să fie, așa am gândit-o la început, ca o masă rotundă, ca un cerc de prieteni ai autorului, de cei care iubesc opera, de copii care o să facă cunoștință sau deja au făcut cunoștință cu opera lui, de cei care sunt apropiați de opera lui în mod special, de ceea ce Virgil Carianopul a scris de-a lungul timpului și a rămas în memoria tuturor, care și eu îl consider ca mulți alții cel mai reprezentativ poet pentru zona noastră. Sau unul dintre cei mai reprezentativi, sper să nu greșesc, domnul Arețu îl cunoaște mai bine acest domeniu și atunci dumneavoastră poate să mă completeze. Eu nu am vrut să spun decât un bun venit la bibliotecă. Doresc să fie o discuție amiabilă, să spunem, despre opera lui. Să amintiți câteva lucruri importante despre opera și despre viața lui, să citim poezii de Carianopol, să fie așa o atmosferă plăcută, la fel cum i-ar fi plăcut autorului atunci când venea la Caracal la cenaclul literar sau la întâlnirile cu scriitorii caracaleni. La recitalul venea. Recita pe scena teatrului. Foarte multe ori. Și întâlnirea avea loc în foaier. În foaierul teatrului. Da. În foaierul vechi. Da, da. Salonul de muzică. Îi plăcea foarte mult să recite. Medică Botar știe foarte bine. Chiar venea cu pasiune să. Ne gândisem inițial să facem întâlnirea acolo, însă am zis că e mai bine să-i spunem într-un fel acasă la el, adică la biblioteca care îi poartă numele de asta. Dar în mai, pe 30 mai, va fi festivalul de poezie Virgil Carianopol și atunci, cu siguranță, se va desfășura festivalul la Teatrul Național. Cu recitalul pe scenă, cu cântece din opera lui, vor fi prezenți cei care vor câștiga premii la secțiunea poezie debut, poezie festivalului. Va fi inclus și anul acesta în acel circuit, să-i spunem, Slatina Caracal Corabia de 3 zile de poezie în județul Olt, Vinulescu, Carianopol și Mazilescu la Corabia. Se intenționa la început, am înțeles, să fie inclus și Drăgănești Olt, nu știu ce manifestare trebuia să fie acolo. Am înțeles că nu o să mai fie, pentru că sunt ceva probleme la Casa de Cultură de acolo și atunci financiare și de personal și atunci s-a renunțat la ele. Va fi prima zi la Slatina, a doua zi la Caracal, în Festivalul de Poezie și a treia zi la Corabia. Vă spun eu ce era la Piatra Olt. La Drăgănești Olt. În drumul de la Slatina spre Caracal se venea pe partea cealaltă Oltului și se făcea un popas la Drăgănești Olt, unde se lua masa de prânz. Și unde avea loc o manifestare foarte frumoasă la Blăt. Da. Dar ideea era asta, că oferau o masă invitațională. Ce face trebuie să se vezi cu masă de prânz la care? Da. Dacă iese Drăgăneștiul din circuit, din câte am înțeles de la domnul Matic. Încă probabil că nu e sigur, dar ce se va întâmpla până atunci mai este. Cu Matiu niciodată nu pot să fiu sigur. Aia, glumesc. Sigur. Bună ziua și bine ați venit. Într-o zi ca aceasta, sau poate într-o zi mai frumoasă decât aceasta, la 29 martie 1908, se năștea Virgil Carianopol, cel care avea să devină poetul emblematic al Olteniei. Am jinduit toată viața după lucruri frumoase, afirmă Virgil Carianopol în Revolta din noiembrie. Poezia sa are discreția luminoasă a bisericuțelor din centrul Caracalului, un oraș în care câmpia intră când și unde vrea ea, asemenea furtunii într-un port neîndiguit. Este multă distinție în relaxata nepăsare a oamenilor de aici, care cunosc valorile exclusiv prin intermediul cărților și dintre toate libertățile, numai pe cea însoțită de grația contemplativă a civilizației rurale o știu. Deși caracaleanul are structural marca omului supus rațional fatalității, într-un oraș obișnuit să piardă cu ușurință, dar în mod nemeritat, marile sale cauze, maestrul Virgil Carianopol aduce psihologia unui învingător. Trebuie să învățăm să cultivăm un Virgil Carianopol deschis și seducător și numai când trebuie să scoatem la iveală războinicul aflat
cu pana, în apărarea neamului românesc, a venit vremea care impune discutarea unui poet artist. Ne bucurăm că sunt alături de noi colegii de la Muzeul Romanațiului, domnul director al Centrului Cultural, profesori, elegi, oameni care l-au cunoscut, și o invit pe Ana Maria să preia. Bună ziua și bine ați venit. Numele meu este Ana Maria Bocai. Sunt consilier juridic de profesie, însă sufletul meu este aproape, foarte aproape de poezie. De curând am și scos un volum de versuri. Ori de câte ori se evocă o personalitate, fie că e vorba de ziua de naștere sau ziua în care dispare, e același, invariabil același titlu, numele personalității și numărul de ani de la naștere sau de la moarte. Noi am numit această mică adunare, mică, dar mare prin spiritul care se află aici alături de noi, cântec nostalgic. Eu i-aș fi zis, te salut viață, pentru că fiecare naștere reprezintă o nouă viață, iar viața acelui care, chiar dacă nu mai este fizic alături de noi, ne transmite prin poezia sa un suflu, atât în inimi cât și în sufletele noastre. Sunt bucurii care întristează, sunt întristări ce fericesc, sunt zile fără de lumină și nopți adânci ce strălucesc. Arghezii, vorbind despre Eminescu, spunea că a vorbit despre poet e ca și cum ai striga într-o peșteră vastă. Nu poate să ajungă vorba la el fără să nu-i tulbure tăcerea. Eu n-aș vrea să-i tulbur liniștea marelui poet, aș vrea să-i las pe prietenii, apropiații și cei care îi cunosc opera, ca pe strunele vocii dumnealor, să-l aducă mai aproape de noi, prin personalitatea și viața dumnealui. Crâmpeie de viață, clipe trăite alături de marele poet, aș vrea să-l invit pe domnul profesor Botar Dumitru să ne vorbească despre omul și despre prietenul Virgil Carianopol, așa cum noi, cei mai mulți, nu l-am cunoscut. Eu am solicitat să am prima intervenție, deoarece sunt legat de altă persoană pe care trebuie să iau pe școală și în arhitectura familiei, ea ocupă locul numărul. Așa cum și Paul Arecea, care în arhitectura familiei, o repozită care e prietena mea și care întotdeauna îmi răspunde la telefon și strigă la el, Paul, hai că te cheamă neapărit. Deci trebuie să mă înțelege. Tatăl putea să lipsesc. Și care ocupă tot locul. Sunt convins. Nu puteam să lipsesc de la acest moment frumos, emoțional, pe care dumneavoastră, biblioteca care e purtat numele proiectului, l-ați organizat astăzi. Era și normal și firesc, pentru că dacă noi, concitatinii lui, nu ștergem praful de pe amintirea lui, nimeni nu mai face. La fel ca și alți poeți mult mai mari decât Carianopol sau prozator, și Carianopol face parte din galeria scriitorilor răsplătiți prin vecul Ian. Doar în orașul natal, aici mai amintim de el, mai vorbim de el. Eu nici nu știu ce să vă spun, simplu, pentru că am vorbit de atâtea ori despre el, am scris despre el, de atâtea ori despre omul și poetul, așa cum l-am înțeles eu, cum l-am văzut eu. Sigur, critica literară, în unele situații, l-am înțeles altfel, l-am prezentat altfel. Eu, care am fost aproape, o să vă spun că l-am cunoscut în dubla ipostază, de om și de poet. O să vă spun că ambii se aveau bine, se aveau ca frații. Omul furniza poetului idei, motive, pretexte, iar poetul, disciplinat, bucuros că primește de la omul Carianopol crâmpeie de viață, crâmpeie și umbră, se așeza frumos, liniștit la masă și l-a încredita hârtiei. Acum vreau să spun altceva, dar auzindu-l pe Paul Arețu, mi-a venit în minte altceva. Vreau să vă spun că de multe ori când îl așteptam la gară, îmi reproșea că de ce îl aștept cu mașina. Ar fi vrut să meargă de la gară pe jos până la Neamișul Sărculescu, să întâlnească cu oameni, să discute cu ei, să mai vadă casă, casă o copilărie a adolescenței. Iar atunci când se întâlnea cu un prieten, cu un cunoscut, cu greu îi luam, ne-a venit, hai că uite ceasul, ne așteaptă Neamișul. Și plecam de la această mire cu voi lume. Sau,
De multe ori, dacă scăpam mai devreme și mai rămânea cel puțin o jumătate de oră când ne-am întâlnit de aici, de la Caracă, îmi spunea Michi care să mergem la o cofetărie. Ne duceam la o cofetărie, cumpăream un kilogram de bomboane și apoi mergeam cu mine la casa de copii. Se ducea și pe cine vedea acolo în curte, educatoare, striga și îi dădea punga cu bomboane și spunea, uite, te rog, eu sunt Virgil Carianopol, poetul de Caracă, te rog să dai și nu odată, nu odată a făcut acest lucru. Aceste gesturi mi s-au întipărit părinte și nu le pot uita. Dar un alt element pe care vreau să-l spun aici, nu știu dacă l-am spus, este următorul, care evidențiază calitățile umane al acestui poet. La un moment dat, Neamișul Sătulescu a venit la mine și mi-a spus, mă, Mitică, nu știu cum să facem. Uite, eu aș vrea ca să dăm numele cenacului care am Beta, să dăm numele, să poate Virgil Carian. Nu știu, eu nu îndrăznesc să-i zic. Mă, tu care ești mai apropiat cu el, ia vezi, stai de vorbă cu el. E, și pentru mine era mai... Știam cât e viață, era greu. Dar ce s-a întâmplat? Ultimele trei volume ale lui a venit la mine. Eu stăteam acolo pe strada Mărului vis-a-vis de primărie. Și ultimele trei volume a venit la mine și l-a citit în manuscris, în balcon. Deci, mă, Mitică, înainte să nu știu la tipa, ia să uite, eu citesc și tot s-a spus. Ce vezi dacă e undeva o fractură sau ți se pare ceva care nu e regulă? Păi eu îmi tineam, cred că tu mi-ai spus că doamna. Eu mă încertam. Ori de bine, asta e, ori de bine. Prea în cinci strofe, aici, uite, e partid de nu știu câte ori, au ce detale. Bă, de astea erau comandamentele timpului. E, și la un moment dat, mi-am aminte că eram la volumul Cântece Românești. A zis să facem o pauză. Am făcut o pauză și atunci am spus, ne vedem. Dar ce-i zice dumneata? Uite, noi am vorbit aici. Dacă cenacul Virgil, Alain Beca, s-ar numi cenacul Virgil Carian. Uite, parcă-l văd și acum, că știți că e portalul celălalt, s-a uitat așa la mine, a luat ochelarii de la ochi, iar s-a uitat și a zis, mă, ce vorba e asta? Nu se poate așa ceva. În primul rând că eu trăiesc. Și nu se poate. Și la doilea rând, mă, Mitică, ce o să-i spun eu lui Leca când mă întâlnit cu el? Extraordinar. Dacă mergeau în același loc, da. Ce o să-i spun? Se întâlneau. Măcar la Lucerac, pe toți se întâlneau. Dar ce o să-i spun eu lui Leca când am lucrat pe la spate, că m-a impresionat. Extraordinar și n-am să uit lucrul acesta. Și încă un episod, la mormântarea lui, pe 9 aprilie, la Belu, a fost și Paul Gareț, am fost și eu am fost unul dintre cei patru care l-am scos din capelă, ducându-l pe umeri, ducându-l spre veșnicie. Era, l-am scos pe umeri, deci eu, colonelul Matei, Mișu Sărculescu și cu Tudorel Vasilică. El nu mai este, Tudorel, atât de întâlnit. Și rețin și acum, în momentul când am început, să cobor scările, pentru că jos va aștepta acolo un cărucior, ai de mine, cum a plecat aici cu... N-am să uit cum era mai repede, să nu uitați, așa îi făcea capul. E o amintire tristă. Dar vreau să vă spun că în momentul când coboram scările cu el, am început să recit în gând două strofe dintr-o poezie a lui. Niște strofe cutremurătoare, în care poetul spune așa. Când mă versoar pe umeri în sicrimul, în care am să stau de lung un pas, și vă voi pare greu, precum e plumbul, deși puțin din mine a mai rămas, nu vă minați. Eu aș fi cum e fulgul, doar eu mă oracul singur, dacă aș sta. Aș fi ca visul de ușor, ca fulgul, dar lumea care o pot în mine e grea. Cu aceste versuri în gând am coborât și l-am așezat pe căruciorul la care l-a făcut. Virgil Carianopol și-a iubit foarte mult de la Jonathan cu oamenii, și sunt între cei care au resimțit foarte tare această pierdere. O să vă spun că de la... Vorbesc de relații de prietenie. De la dispariția lui, n-am mai simțit așa o cădere sau o durere mare, așa cum am simțit și la joi, la trecută, când am fost la finaia, în care am fost și la caracterul Nicolae Paul Micăriu și Coman. Nu vreau să vă lungesc, dar pentru că
sigur vor fi și alte intervenții. Însă vreau să mai spun ceva. Omul acesta și-a iubit foarte mult țara. Mă rog, hai să zic o vorbă, nu regimul. Țara, patria. Ca dovadă, sunt și aceste versuri foarte frumoase, calde, pe care el le-a închinat țării, versuri care fac parte din poezia Cântec de Dragoste, pe care și Tudor Gheorghe a impus-o în anul în tine, în locutoriu său. Născut aici, sub barbul meu carpatic, crescut în malt de Dunăre la Sân, iubesc pământul, oltul meu sălbatic și orice aș face, tot așa rămân. Legat adânc de tot ce mi-are glia, de acest nestins de cremene și vis, pe mi-e mai scump un sat din România decât oricare Londra sau Paris. Nu dau o seară în țara mea domnească, pe orice este în alte țări mai sfânt, cum nu dau doina noastră românească pe niciun cântec care-i pe pământ. Frați dragi de cruce și de vise, când vă găsi de ochii obosiți, cătați adânc în cântecele mele și tot ce-i românesc să găsiți. Și atunci când vă veți duce în alte zări de lume, la ora când iubirea sau dorurile cresc, să aveți acolo un suflet cu voi, întotdeauna, în colțul estemate din Dariu Românesc. Acesta a fost Virgil Carianopol, așa păstrezi un inima și în amintirea. Dumnezeu să vă luminească în continuare și să ierte, pentru că mereu m-a rugat la bunul Dumnezeu să-l așeze și pe el în câmpiile Elisee, acolo lângă sufletele celor dragi, celor buni și drepti. Vă mulțumim, domnule profesor, când ne-ați adus un pic mai aproape pe Marele Poet. Am să-l rog pe domnul profesor Paul Arețu să completeze imaginea prietenului și a poetului nostru drag. Acum, asta a spus că este poetul emblematic al Olteniei. Nu e chiar așa. E cam exagerat. În Oltenia au fost mulți poeți importanți. Poetul emblematic al Olteniei este Tudor Argheș, care nu s-a născut în Oltenia, s-a născut la București, dar care este și prin firea lui și prin opera lui oltean zet-be-zet, bunicii lui fiind de la Târgu Cărbunești, unde a și făcut o clasă sau două. Și mai sunt și alții. Tot legat de Oltenia este și Macedonski, care a copilărit tot în zona Gorjului și sunt. Eu genionescu, bine, nu e poet, a scris și poezii, dar nesemnificative. Minulescu, sunt destui. Mazilescu, Ion Stratan, Dumnezeu să-i... Sorescu, sunt mai recent. Da. Și ați mai spus că nu vreți să-i tulburați liniștea. Păi e bine să-i o tulburăm cât de des. Să-l ne liniștim cât mai mult, vorbind despre el, pomenindu-l. Așa este cum a spus Mitică Botar. Din păcate, nu numai el, dar foarte mulți scriitori importanți au ieșit din zona de interes a actualilor indivizii care nu mai citesc. Nu se mai citește, citește foarte puțin, deși Carianopol, calitatea lui numărul 1, probabil, este popularitatea mare pe care a avut-o. Se citea ușor, era un scriitor accesibil, un scriitor nativ a fost. Nu este un scriitor livresc. Nu are rafinamente deosebite stilistice, dar era un scriitor foarte natural. Așa este cum spune Dumitru Botar, un om foarte sociabil, un om de o simplitate așa deconcertantă pentru cei care s-așteptau la mai mult de la el, un om blând, apropiat mai ales de concetățenii de aici. N-a stat numai în Caracal. Copilăria și-a petrecut-o la Izbiceni, unde avea bunici. Și mare parte dintre poemele lui au referire la Izbicen, la zona de acolo, la satul de acolo, că vorbește în foarte multe poeme despre sat. Caracalul nu era sat și
se recunoaște și Caracalul, dar mai puțin. A rămas cu nostalgia satului și a țăranului tradițional, deși în unele poeme deplânge de căderea țăranului. Poet expresiv prin stilistica lui naturală, nativă, și prin și un artizan, pentru că a fost foarte preocupat de modul în care sunau poeziile, a și scris în vers clasic, respectând norme prozodice. Acum, mai spun un lucru despre el, despre aspectul biografic. L-am cunoscut, cred că, l-am întâlnit, cred că, primul dintre caracaleni. Ieșise de puțin timp din detenție, era mereu la Ionița San. A avut atunci, s-a întâlnit cu un văr de-al lui, o rudă apropiată, care era vecin cu mine. Locuiam pe strada Traian, colț, intersectată cu Petru Rareș, și vecinul acesta, pe care îl chema Tudor Șuiculescu, era grefier la tribunal aici, era văr cu Virgil Carianopol. Virgil Carianopol, ieșit de curând din pușcărie, avea interdicție de a comunica sau a avea manifestări publice și aproape în taină așa l-am așteptat. M-a luat și pe mine, vino să-ți arăt un poet acum. Scriam și eu ceva poezii pe la Ionița San, se ocupa de noi domnul Pătru Crăciun. Și apăruse și o antologie pe la liceu, scrisese despre Ana Blandiana și am textul ăla al Anei Blandiene. Am și vorbit cu Ana Blandiana și am spus că a scris despre mine în urmă cu 40 ceva de 50. Și în gară am fost foarte decepționat pentru că era de fapt un om îmbrăcat în niște haine decalibrate, hainele curgeau după el, săracul, era foarte slab, nu prea avea dinți. Era cu o figură cam scofâlcită, așa, era săracul, se vedea că fusese în revoluțiune. Șapte ani. Eu am un text aici care se referă la opera asta. Și la Periprava a făcut și la l-am cunoscut, am rămas cu impresia că așa trebuie să fie poetul. Așa cum era el. Era, adică inspira așa aproape milă. Dar era un om cu un suflet, cu o trăire extraordinară. Și foarte apropiat. A venit și la Ionița San și a stat de vorbă cu domnul Pătru Crăciun. Într-una dintre cele. N-a stat mult pe la Caracal. Era, el stătea pe Antonius Caracal, actual, dar grădina lui se învecina cu grădina vărului lui, Tudor Șuiculescu. Despre opera. Se pot determina trei perioade de creație. O primă perioadă, eu mi-am și notat aici ca să fiu mai exact, vă și spun între ce ani, primele patru volume, este vorba de Flori de spini, Virgil Carianopol, Un ocean, o frunte în exil, primele trei volume, apărute între 1931 și 1934, se înscriu în avantgardism. El este avantgardist la început. Există elemente care ne-ar da de gândit în legătură cu autenticitatea avantgardismului. Este un avantgardism mai mult de poză. Are toate elementele specifice poeziei avantgardiste și